Eu înțeleg, păi, n-aveți treabă cu. Am zis pur și la noi, hai, toi ia în râie asta. Că sunt bisexuală și îmi plac mult evenimentele de felul acesta. Începem, ne pornim! Cred că oamenii trebuie să aibă drept să iubească și nici într-un fel statul nu trebuie să dicteze oamenilor cum trebuie să arate dragostea. Jos parada gay! Jos parada gay! Vrem copii normali, nu homosexuali! Rușine! Rușine! Am venit să susțin drepturile oamenilor care sunt în minoritate, din păcate, la noi în țară. Ce semnifică această paradă? Eu cred că ei vor să fie auziți, ca oamenii să știe greutățile cu care se confruntă și faptul că sunt discriminați cu adevărat. Credeți despre această paradă? Când nu pot să mă duc acasă, paradă. Mie trebuie să mă duc acasă, n-am nevoie de tine. Nu a fost nicăieri spus ce a să fie, nicăieri. Și-a închis drumul toată că oamenii stau aici, în căldurile acestea. Asta nu e bine. La stadion republican trebuie să duc să mulc burieni, dar nu să facă demonstrații. Ziua mea zamare, când lumea are o zi de odihnă, trebuie să facă toate treburile care are. Nu, trebuie să stai ori întregi, să pierdă timpul, nu mergi transportul. Este foarte important să prezentăm suportul pentru comunitatea LGBTQI, să arătăm că noi existăm și plin de dragoste și curcubeie, e foarte fain. Păi este despre libertate, libertatea fiecăruia de a fi liber în țara asta. Și din păcate mai avem suficient politicieni bădărani care provoacă și instigă la ură. Și într-o țară liberă nu există loc de ură. Asta a fost o oportunitate de a apăra drepturile civice. Domnul Ion Ciban, primarul capitalei, a întreprins anumite măsuri pentru a descuraja organizarea marșului. Am observat, eu am venit pe Ștefan spre marș și am observat că transportul public nu circulă pe Ștefan, fără a fi cumva asta motivat în mod obiectiv, pentru că acolo nu se desfășoară la momentul dat nicio activitate, din câte înțeleg, parcursul zilei mai târziu o să fie desfășurat, dar acum acolo nu se desfășoară nimic. Поэтому, наверное, мы все здесь, чтобы выразить солидарность. ЛГБТ-люди в нашей стране всегда были, есть и будут, и они никуда не денутся. И чем быстрее наше общество это осознает, примет и адаптируется к этому, тем лучше. Нас очень много, мы очень разные, мы все прекрасны, и мы все любим, получается, эту страну, мы любим друг друга, мы любим любовь, это все за это. Noi nu suntem mulțumiți că păcatul este promovat în societate, adică este reclamat în loc să le fie rușine pentru păcatul respectiv, da? Dar păcatul respectiv este încă și promovat. Este bărbat și femeie și nu trebuie să fie bărbat cu bărbat. Nu trebuie să niște bagiocuri de astea să îmble pe spurci pământ pe Moldova. Prieteni și prietene, am mers acest marș de la primul și până la ultimul pas exact așa cum am planificat. Mulțumim tuturor celor care au venit, sunteți extraordinari, sunteți atât de frumoși, vă iubesc pe toți!